Hedințiul este sub avertizare de cod galben de vânt. Rafalele pot atinge până la 60-70 km pe oră. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă ce vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat de grindină. Zonele vizate sunt Drobeta, Turnul Severin, Șimian, Vânjul Mare, Gogoșu, Jiana, Pătulele, Cujmir, Preznița, Ocol, Salcia, Devesel, Izvorul Bârzii, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Malovăț, Prunișor, Drvari, Hinova, Burila Mare, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșea de Câmp, Livezire, Braniștea, Pristol, Vânjuleț, Huznicioara, Vrata, Poroina Mare, Rogova și Corlățel. Vremea va deveni deosebit de rece pentru această dată în toată țara.